mântuire, cea mai mare comunitate ortodoxă din spațiul online cu cea mai mare creștere în ultimii ani. Alătură-te și fii parte activă a cele mai implicate și mai efervescente comunități a Bisericii Ortodoxe Române. Aici vei găsi, postat zilnic, slujbe transmise live din România și din Muntele Athos. Predici ținute de cei mai titrați duhovnici ai Bisericii Ortodoxe Române, acatiste, paraclise și canoane de rugăciune în format audio, saltirea live, pilde din pateric și învățături duhovnicești de la Sfinții Părinți, viețile sfinților și tematici ortodoxe de interes cotidian, iar în fiecare seară, de luni până vineri, emisiuni live realizate împreună cu cei mai experimentați și mai pregătiți duhovnici ai Ortodoxiei Românești, atât din țară cât și invitați din diaspora. Abonează-te gratuit, activează clopoțelul de notificări și selectează All, toate. Dă-ne un like și distribuie fiecare material pe Facebook sau pe alte rețele de socializare pentru a promova credința și învățăturile creștin-ortodoxe. Lasă-ne întrebarea sau părerea ta în zona de chat a transmisiunilor live sau în secțiunea de comentarii a clipurilor de pe YouTube. Ne interesează părerea ta și ne dorim să fim o comunitate unită și o voce puternică în fața atacurilor progresiste și ateie din societatea contemporană. Implică-te în acest proiect. Ajută-ne să rămânem independenți și sustenabili. Apasă butonul de join sau alătură-te și alege nivelul de susținere potrivit pentru tine sau folosește una din metodele directe de susținere indicate în descrierea acestui clip. Este timpul să ne unim în credință, iertare și iubire. Este timpul ca și Ortodoxia Românească să aibă o voce pregnantă și importantă. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale. Calea spre mântuire. Bună seara, Doamne ajută și bine ați revenit pe canalul de YouTube Calea spre Mântuire. În această seară l-avem din nou alături de noi pe Părintele Iustin Petre, starețul Mănăstirii Sfânt Ioan Casian. Sărut dreapta, Părinte, și bine ați revenit la noi. Cu drag, bine v-am regăsit. Mulțumim că ați acceptat o nouă invitație. Înainte să intrăm în discuții, invit pe toți cei ce ne urmăresc să lase întrebări în secțiunea de chat a live-ului de pe YouTube, să dea un like, să distribuie acest live, să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja și vă reamintesc că în descriere găsiți toate modalitățile prin care ne puteți susține activitatea noastră pe acest canal de YouTube. Tema din această seară, continuăm marșul prin opera Sfântului Ioan Casian și am ajuns la capitolul despre contemplație și chiar sunt curios perspectiva Sfântului Ioan Casian, pentru că noi în ziua de azi am devenit așa mai visători, așa mai privim foarte mult în gol. Fie că privim într-un ecran, că privim într-un telefon, într-un televizor, suntem foarte contemplativi așa și mai puțin activi. Așadar, Părinte, aveți cuvântul. Da, e importantă tema contemplației pentru că vine oarecum să lămurească în comparație cu meditația, nu? Care este foarte folosită de cei mai mulți, chiar și cei din biserică recurg la meditație. La diferite forme de meditație este foarte bine promovată și susținută meditația și în societatea românească de astăzi. Sunt promovate beneficiile meditației și, din păcate, biserica, eu nu înțeleg de ce, nu atacă problema contemplației, care vom vedea că este net superioară oricărei forme de meditație, exact. Pentru că dacă în meditație ești concentrat pe un obiect sau ești concentrat pe tine însuți, în contemplație te deschizi către o altă persoană, iar când vorbim despre contemplația mistică, te deschizi către persoana infinită a lui Dumnezeu. Așadar, când vorbim despre dragoste, despre o relație de iubire între două persoane, eu nu-mi permit să spun despre cel pe care îl iubesc că meditez asupra lui
sau mă concentrez asupra lui. Termenii înseși arată că, ci spun, te contemplu, în sensul că te admir, te prețuiesc și primesc din partea ta o emoție dătătoare de viață. Asta se întâmplă între două persoane care se iubesc. Ei se contemplă reciproc. Nu se concentrează unul asupra celuilalt și nu meditează unul asupra celuilalt. Cu alte cuvinte, chiar din etimologia cuvintelor, dacă e să le comparăm etimologic, contemplația este net superioară meditației și concentrării. Și cu toate acestea, repet, foarte mulți dintre noi, chiar și dintre cei care merg la biserică, care se consideră creștini ortodoxi și practicanți de cea mai înaltă calitate, sunt mult mai atrași de meditație, de concentrare, decât de contemplație. Ceea ce arată, din punctul meu de vedere, un minus nu foarte nesemnificativ, ci un minus profund pentru orice creștin ortodox, pentru că în măsura în care nu-ți lămurești problematica contemplației, de fapt n-ai înțeles nimic din ortodoxie, n-ai înțeles nimic din creștinism. Și vom vedea din dialogul pe care Sfântul Ioan Casian îl are cu Părintele Teonas că singura relație posibilă între persoana umană și persoana divină, de altfel singura relație posibilă între oricare alte două persoane, nu se poate face decât prin contemplație, contemplație reciprocă. Așadar, iată, bineînțeles, meditația poate că are beneficiile ei, se vorbește despre aspectele terapeutice ale meditației, dar oricare ar fi forma de meditație, este vorba despre o atenție îndreptată asupra ta însăți. Tu te concentrezi asupra ta, asupra problemelor tale, frustrărilor tale, emoțiilor tale negative, stărilor proaste pe care vrei să, de care vrei să te eliberezi, de care vrei să scapi și asupra stresului care îți macină sănătatea și nervii și de care vrei să te eliberezi. Asta în formele, să zicem, terapeutice, dar există și o formă de meditație spirituală promovată de religiile orientale. Și îmi pare foarte rău pentru că mulți dintre creștini care adoptă iresponsabil astfel de tehnici nu se interesează înainte care sunt scopurile lor. Pentru că fiecare religie are un scop și scopul nu este comun. De exemplu, sunt religii orientale care își propun aneantizarea ființei, identificarea ființei umane cu marele nimic sau topirea ființei umane cu marele nimic. Prin urmare, toate tehnicile promovate de respectiva credință te duc în această direcție. De aceea sunt foarte mulți care practică meditația transcendentală sau alte forme de meditație și ajung realmente să-și piardă mințile. Dacă nu ajung la nebunie efectivă, ajung la o alienare mentală și la o incapacitate de a interacționa sănătos și normal cu persoanele din jur. De aceea, repet, fără să contest poate valoarea meditației terapeutice medicale, în care te liniștești și tu când și când, gândindu-te la lucruri frumoase din viața ta, la aspectele frumoase, la părțile pozitive, la partea plină a paharului, încercând să te motivezi să mergi mai departe și să te mobilizezi pentru următoarea zi. Există și riscuri în meditația de inspirație orientală, riscuri extrem de adânci, de tari, ca să mă exprim așa.
Așadar, practic cel mai mare risc este al depersonalizării, al dezumanizării la urma urmei. Chiar dacă se pune accent uneori și pe empatie și pe anumite virtuți din acestea, dar în esență, cum a spus și dumneavoastră, scopul final este nimicul. Nimic, să nu simți nimic, să nu trăiești nimic, să nu... Da. Unele tehnici de meditație urmăresc golirea minții de orice gând, golirea sufletului de orice emoție sau sentiment și aceste tehnici până la urmă sunt tehnici de autohipnoză. Ori creștinismul are o problemă cu hipnoza, pentru că hipnoza este o tehnică de depersonalizare, de anihilare sau anulare pe un termen delimitat a personalității umane și a tuturor însușirilor care definesc personalitatea umană, rațiune, conștiință, voință, sentiment, emoție și așa mai departe. Ori vom vedea că sunt tehnici de meditație care atacă miezul, ca să zic așa, tare al personalității umane. Pe de altă parte, se ajunge și la formă de nebunie. Mi-aduc aminte de cineva care încerca cu puterea minții să oprească un tren și s-a așezat în fața lui și realmente a fost pulberat pentru că n-a fost atât de puternic și nu s-a concentrat atât de bine încât să-i reușească figura. Ce vreau să spun este că sunt foarte mulți care prin meditație urmăresc scopuri care n-au nicio treabă cu dragostea și cu empatia. Urmăresc să dobândească puteri, capacități de manipulatorii, cum să-i manipuleze pe ceilalți, să-i domine, să-i stăpânească, să-i controleze. Încearcă să-și controleze până în ultima, nu știu, fărâmă sau propria lor existență, ceea ce, din punctul meu de vedere, este o aberație și nu poate să te ducă decât la nebunie. Ei, pe de altă parte, se consideră iluminați, treziți, aleși, soldații sau cum să spun eu, cei care contribuie la formarea unei societăți evoluate, unei lumi noi, New Age, o nouă eră, în sfârșit. De aceea, vedeți, este important subiectul din seara aceasta, subiectul contemplației, pentru că vine oarecum în antiteză să arate că tot creștinismul este, nu știu dacă mă pot exprima, dar vom vedea că este superior acestor concepții egoiste, egolatre, egocentriste despre existență pe care le oferă spiritualitățile și credințele orientale. Sfântul Ioan Casian, v-am spus că vorbește cu Părintele Teonas, cu Părintele Teonas despre subiectul contemplației și își pornește dialogul de la afirmația Sfântului Apostol Pavel, care spune la un moment dat că nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, pe acela îl săvârșesc. Iar dacă fac ceea ce nu voiesc, spune el, nu fac eu aceasta, ci păcatul care este în mine. Vom vedea că în contemplație, contemplativul care intră într-o relație de admirație, plină de emoție, nu? Și de empatie față de persoana veșnică a lui Dumnezeu, este conștient de propria lui vremelnicie, de efemeritatea, nu? De fragilitatea ființei sale și până la urmă de limitele propriei sale ființe, ceea ce în meditație nu se întâmplă. În meditație egoul este exacerbat, este gonflat, umflat artificial, fără ca pretențiile meditativului, nu, să se suprapună peste realitate. În contemplație, cel îndrăgostit își cunoaște foarte bine limitele, capacitățile și suferă, vom vedea,
suferă enorm și se tânguie enorm pentru că nu poate să fie mai mult prezent și nu se poate oferi mai mult în relația de iubire către cel pe care îl contemplă, căruia îi acordă, nu, sau vrea să-i acorde toată afecțiunea, toată dragostea, toată atenția sa. Așadar, meditația ne izolează, nu? Pe câtă vreme contemplația ne deschide, are o altă calitate, are o altă dinamică, o altă lucrare, o altă eficiență. Așadar, Sfântul Apostol Pavel zice că nu fac binele, nu pe care îl voiesc, ci răul pe care îl voiesc, pe acela îl săvârșesc. Pentru că găsesc în mine, în mine eu care vreau să fac binele, o lege a răului care este legată de mine. Și despre această lege a răului, iată, vine Sfântul Ioan Casian, îl întreabă, adică pe Părintele Teonaș, ce a vrut să zică Sfântul Apostol Pavel? Vorbește despre el însuși sau vorbește despre oamenii păcătoși, cei care sunt incapabili să stăpânească pornirile patimilor, incapabili să-și înfrâneze pornirile patimilor josnice, nu, ale trupului, pentru că sunt în dependență, într-o obișnuință înrădăcinată a vicilor și sunt sub această domnie tiranică, neputând să respire libertatea virtuților. Despre aceștia îl întreabă Sfântul Ioan Casian pe Părintele Teonas, se referă Sfântul Apostol Pavel când zice că nu pot să fac binele pe care îl voiesc, ci rău pe care nu îl voiesc, pe acela îl săvârșesc, sau se referă la el însuși? Este important, vedeți că Sfântul Ioan Casian vorbește despre capacitatea contemplativului de a respira în libertatea virtuților. Pe câtă vreme o să vedem că în meditație nu există această respirație liberă într-o desăvârșire. Am citit, mi-aduc aminte, am văzut și eu într-o benzinărie, pe raft, cărțile lui Osho. Și am zis, hai să citesc și eu să văd ce e cu personajul ăsta, tot un personaj venit din India, dintr-o spiritualitate orientală, care am înțeles că e în vogă chiar și în România în momentul de față. Da. A fost. A trecut valoarea. A fost în sfârșit. Și așa cum sunt eu învățat, am mers să citesc biografia omului respectiv. Nu? Până la urmă, oricine poate să își dea cu părerea pe un subiect sau altul, oricine te poate învăța despre una sau alta, dar este important să știi cine este omul care, pe care urmează să-l admiri, nu? Sau să accepți, să înghiți, nu? Până la urmă pe nemestecate, ceea ce îți propune ca formulă existențială. Și am rămas surprins că marele idol al celor care vor să se trezească în România este un personaj extrem de dubios. Un personaj care iubea puterea sub toate formele ei, a fost fascinat de puterea banului, a fost fascinat prin urmare de bogăție, de averi, a fost fascinat de puterea sexualității, promova așa numită căsătorie liberă, adică fiecare dintre adepții lui puteau să-și manifeste nevoile, nu, acestea primare, instinctuale, cu oricine, oricând, fără să, așa, și a dezvoltat o dependență de droguri atât de puternică încât a murit la vârsta de 60 ceva de ani dintr-o supradoză. Da, psihidelice, așa, asta este, deci categoria. Pur și simplu, da, era un pic furat, era un pic luat. Și cu toate acestea, spre uimirea mea, continuă să aibă un impact major pentru cei care vor să se trezească. Asta înseamnă trezire? Eu mi-am pus întrebarea, aceasta înseamnă trezire? Sexualitatea la liber
puterea, dorința de a stăpâni prin puterea banului, prin manipulare, a practicat tehnici de manipulare și de hipnoză la cel mai înalt nivel. Povesteau biografii lui că atunci când apărea pe scenă în public, cei care îl vedeau dezvoltau o isterie în masă cu niște mișcări contorsionate, cu țipete, urlete. Asta înseamnă să fii trezit? Pe mine personal așa ceva nu mă poate convinge în niciun fel. Dimpotrivă, mi se pare o batjocorire a personalității și a ființei umane în potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în fiecare dintre noi. Așadar, meditația, repet, dincolo de formele medicale ale ei, care nu implică nicio dimensiune sau pretenție spirituală, meditația în formele acestea spirituale, cu pretenția de a te trezi, de a te dezvolta personal, de a te duce pe niveluri superioare de existență, este o mare păcăleală și un mare risc din punctul meu de vedere. Ortodoxia promovează și propune frumusețea manifestării iubirii dintre două persoane, nu a puterii, nu a controlului, ci a iubirii, și aceasta se face doar, numai și numai prin contemplație. Iată, revenim la subiect, Părintele Teonas îi spune că Sfântul Apostol Pavel nu se referă la păcătoși, ci se referă la el însuși. Și vom vedea cum explică, pentru că dacă se referă la sine însuși, atunci trebuie să vedem care era sentimentul cu ce stare, nu? Cu ce emoție a scris aceste cuvinte, că nu face binele pe care îl voiește, ci pe răul pe care nu-l voiește, pentru că găsește în sine o lege a păcatului care este mai puternică decât voința lui. Care era starea Sfântului Apostol Pavel atunci când a scris aceste cuvinte? Pentru că dacă ar fi să ne gândim la cei care fac nenorociri, nu poți să dovedești prin argumente că ei își doresc să facă binele și dimpotrivă. Un om care ucide, care face crime, tâlhării, adultere, toate nenorocirile, le face cu bună știință și își face un plan pentru ca ceea ce intenționează să facă să reușească să îl ducă la bun sfârșit. Deci nu, Părintele Teofan spune că cu certitudine Sfântul Apostol Pavel se referea la el însuși. Și atunci trebuie să vedem, de fapt, care era supărarea lui, care era necazul lui, de ce se tânguia atât de mult. Și ca să aflăm despre binele pe care și-l dorea Sfântul Apostol Pavel, în comparație cu răul de care se ferea, trebuie să fim așadar atenți la mișcările sufletului, la emoția Sfântului. Mai departe, Părintele Teonas spune că Sfântul Apostol Pavel, ca de altfel toți cei desăvârșiți, cu certitudine au câștigat prin harul lui Dumnezeu multe dintre virtuți, cum ar fi castitatea, nu, stăpânirea de sine, prudența, omenia, împăcarea sau pacea lăuntrică, împăcarea cu ei înșiși, milostenia sau dreptatea, grija permanentă față de cel de lângă ei. Nu ne îndoim că toate aceste virtuți au fost bunuri câștigate prin efort ascetic și prin un efort de voință constant și de către Sfântul Apostol Pavel și de către mulți dintre sfinți. Și cu toate acestea, ei aveau în sinea lor o permanentă tânguire, o permanentă nemulțumire, pentru că își doreau mai mult decât atât. Mai mult decât atât. Sfântul Apostol Pavel spune la un moment dat că s-a făcut tuturor toate. M-am făcut tuturor toate ca în orice chip să-i mântuiesc pe unii dintre voi. Și cu toate acestea,
se plângea că nu face binele pe care și-l dorește, ci răul pe care nu voiește, acela îl stăpânește. Iată, Părintele Teonas încearcă să răspundă care este binele. Și spune, binele nu poate fi decât binele suprem, acela despre care vorbește Evanghelia, partea cea bună, nu, pe care Maria și-a ales-o și pe care Mântuitorul Iisus Hristos o apreciază atunci când îi spune Marto, Marto, te silești, te îngrijești, așa și de multe nu te ocupi, te preocupi, dar Maria partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Iar acest bine suprem, spune Părintele Teonas, este contemplația. Este contemplația, adică această atenție îndreptată către persoana iubită, către persoana pe care o admiri și către care se varsă toată frumusețea emoțiilor tale. Aceasta este contemplația. De aceea, spune Părintele Teonas, eu cred că, deși Sfântul Apostol Pavel avea mare parte din virtuți, toate acestea, dacă ar fi să le compari cu singurul bine desăvârșit al contemplației, păreau niște gunoaie. Păreau niște gunoaie. Și în felul acesta trebuie să înțelegem exprimarea Sfântului Apostol Pavel: om nenorocit ce sunt, cine mă va izbăvi de trupul morții acesteia? Pentru că nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, pe acela îl săvârșesc. Pentru că există în mine o lege a păcatului. Este înțelepciunea pe care o semnalează Mântuitorul Iisus Hristos la negustorul acela inteligent din Evanghelie, care, aflând că într-o țarină, într-un pământ, este îngropat un mărgăritar de mare preț, neprețuit, să zicem, se duce și vinde tot ce are ca să poată să cumpere țarina respectivă. La fel și Sfântul Apostol Pavel, când a descoperit valoarea și bucuria contemplației, ne aducem aminte că el i-a prigonit pe creștini. El a păzit hainele atunci când a fost omorât cu pietre Sfântul Ștefan. Primise mandat de la arhierei de la templu să meargă să-i omoare pe creștinii din Damasc cu echipă de parabolani, luptători. Și în drum spre Damasc, înainte să intre în cetate, i s-a arătat Mântuitorul Iisus Hristos. Atunci, pentru prima dată în viață, a putut să contemple în admirație și într-o emoție deplină persoana Mântuitorului Iisus Hristos, de care s-a îndrăgostit, ca să zic așa, la prima vedere, iremediabil pentru toată viața. Și sunt alte pasaje în epistole, în epistola către Corinteni, în care el vorbește ascuns în smerenie, spunând că știe un om care, fie în trup, fie în afară de trup, nu știu, s-a ridicat până la al treilea cer și a auzit cuvinte pe care gura omului nu le poate rosti și a văzut lucruri pe care, iarăși, gura omului nu le poate articula, nu le poate povesti. Așadar, Sfântul Apostol Pavel a avut experiența mistică a întâlnirii în slavă cu Mântuitorul Iisus Hristos, ceea ce i-a produs, nu, baza, ca să spunem așa, psihologică, a nevoii de a contempla, de a rămâne în admirație și în contemplație. Acum, desigur, ne punem întrebarea în ce măsură noi putem să contemplăm divinitatea, dacă nu am avut experiența concretă, reală, nu, a întâlnirii, la aceeași măsură sau pe care a avut-o Sfântul Apostol Pavel.
dar putem începe, nu, să experimentăm contemplația cu oamenii din jur, cu oamenii pe care îi iubim, pe care îi admirăm pentru motive reale și pentru care putem să ne, pentru care și prin care ne putem dezmărgini, ne putem depăși limitele. Pentru că aceasta este frumusețea contemplației. Contemplația, spre deosebire de meditație, te scoate din tine însuți. Te împinge în afară, dar nu spre neant. Nu spre aneantizare, ci spre întâlnirea cu o altă persoană pe care, în măsura în care o cunoști, ajungi să te recunoști pe tine însuți în persoana respectivă și cu ajutorul ei ajungi să te cunoști pe tine mai bine, de fapt. Aceasta este frumusețea contemplației, ca să zic, și dinamismul ei. Așadar, iată, când ajungi să descoperi acest bine al contemplației, fie că se îndreaptă către persoana veșnică a Mântuitorului Iisus Hristos, către nesfârșitul dumnezeirii, fie că se îndreaptă către o persoană umană, sentimentele, emoția, bucuria pe care o trăiești nu se compară și nu poate fi egalată cu nimic din toate bunurile, chiar și spirituale, nu? Sau virtuțile pe care și le... E o stare de extaz din aceasta, cum să spun eu, da, transcendentală sau de confuzie. Păi nu este, pentru că relația cu altă persoană te scoate din confuzie. În meditație vom vedea, dacă citim despre tehnicile de meditație, cel care este invitat să mediteze trebuie să-și îndrepte mintea către obiectul de meditat. Chiar dacă obiectul este o persoană, se acceptă să meditezi și la persoana Mântuitorului Iisus Hristos, cei care fac nu aici. Dar atenție, nu-l tratez sau nu-l consider o persoană în... Contemplația ce face? Contemplația, în primul rând, recunoaște autenticul și valoarea persoanei pe care o contemplă. Ori în meditație, Mântuitorul Iisus Hristos este considerat cel mult un om excepțional, dar nici de cum Fiul lui Dumnezeu sau însuși Dumnezeu întrupat. Niciodată nimeni nu va accepta această realitate autentică, nu, sau această realitate personală a Mântuitorului Iisus Hristos. Și atunci meditația reduce, meditația limitează până la a transforma subiectul în obiect. Și se vorbește în tehnicile acestea de meditație și despre depășirea obiectului meditat. Da. Dați seama? Adică tu ești într-o competiție cu... E o relație de iubire. O relație de iubire. Ce? În care fiecare se îmbogățește reciproc prin schimbul acesta al emoției și al admirației reciprocice prin contemplație, ci este o competiție în care intenția celui care meditează este să-și depășească obiectul de meditat. E de un demonism teribil. Exact. Așa se ajung la cele stări de conștiință alterată, stări alterate de conștiință, în care ai diferite vedenii, stări euforice, înălțătoare, decorporalizare, adică simți că te detașezi de... Adică sunt niște stări alterate ale conștiinței, nu stări firești ale omului. Pe când sfinții nu experimentau așa ceva, momentele în care... Și comportamentul celor care este un comportament suspect, celor care practică, exact, meditația. Pentru că am spus că este profund demonică, n-am zis-o așa că sunt popă, știți, și o tot trag cu demonismul. Modelul luciferic este să-și depășești, nu? Ce a vrut Lucifer, să-și depășească obiectul de contemplat care era Dumnezeu. A vrut să fie el Dumnezeu în locul lui Dumnezeu, mai presus de Dumnezeu, fără ajutorul lui Dumnezeu,
și să submineze practic autoritatea. Lucrurile acestea le faci atunci când nu ești capabil de iubire, le faci în meditație, nu le poți face în contemplație. În contemplație nu minimalizezi, nu micșorezi, nu degradezi persoana celuilalt. Nu-l reduci de la subiect la obiect. Nu-l faci un termen de comparat. Despre asta este vorba. Așadar, vedeți, revine iarăși în atenție problematica aceasta a disprețului, nu? Pe care foarte mulți o înțeleg greșit, pentru că multe din textele Sfinților Părinți sunt traduse într-un limbaj arhaic care nu este neapărat depășit. Vedeți? Contemplație versus meditație. Am zice că meditația, concentrarea, nu știu, e un termen modern care de fapt subscrie același conținut. Departe de a fi așa ceva. Dar pentru că limba, din punctul meu de vedere, s-a sărăcit, noi nu mai înțelegem sensul corect al cuvântului dispreț. Îl încărcăm întotdeauna cu ceva negativ. Ori pentru Sfinții Părinți, disprețuirea înseamnă că au descoperit ceva mai de preț și prin urmare ceea ce părea de prețuit sau valoros înainte de a descoperi ceea ce ceva mai valoros, își pierde din valoare. La fel cum zice Părintele Teonas, metalul staniu sau cositorul, nu? Dacă e să-l compari cu argintul, este mai puțin valoros, este de dispreț, nu? Sau argintul dacă este să-l compari cu aurul, sau aurul dacă este să-l compari cu pietrele prețioase, iar sau pietrele prețioase să le compari cu mărgăritarul. Pe măsură ce crești și descoperi noi valori și valențe și bunuri, să zicem așa, sau un bine superior, cele inferioare își pierd din valoare, din preț. În sensul acesta trebuie să înțelegem termenul disprețuire, dispreț în textele Sfinților Părinți. Nu, nici de cum că ar fi avut ei o problemă, o chestie negativă cu știu eu ce. Nimeni nu disprețuiește, spre exemplu, sexualitatea, nimeni nu disprețuiește, dar sunt oameni care descoperă, nimeni nu disprețuiește banul, nimeni nu disprețuiește bunurile materiale, nimeni nu disprețuiește tehnica și descoperirile științifice și toate cele, nimeni nu le disprețuiește în sensul, dar există alte lucruri superioare la care, pe care unii le caută, le descoperă, se bucură de ele și atunci celelalte își pierd din valoare. Pentru că, deși toate sunt bune foarte, nu? Sfânta Scriptură spune, în primul capitol al Sfintei Scripturi avem această exprimare din partea lui Dumnezeu. Și a văzut Dumnezeu că toate sunt bune foarte. Totuși, comparate cu binele suprem, cu binele veacului ceva să fie, Sfântul Apostol Pavel, repet, a avut experiența Raiului, a văzut acele, a trăit acele noi forme de existență, acele realități superioare, prin comparație, cele de aici sunt asemenea firelor de nisip, ca să mă exprim așa. Pentru că nu e de bun simț. Tot ce este în lumea aceasta este supus, nu este prin sine. Nu își are sursa în sine. Și atunci este, nu este statornic în sine, nu este supusă nemișcării. Totul trece, toți ca o haină se vor învechi, zice la un dat psalmistul, și ca un veșmânt, nu? Se vor schimba și vor trece. Prin urmare, în comparație cu veșnicia statornică, neschimbabilă, orice experiență umană este profund limitată. Și acest tip de experiență
nu ne poate oferi decât o relație curată de iubire prin contemplație cu Dumnezeu care este veșnic, nu? Este nemuritor și este sursa existenței noastre. Nu există alte metode. Meditațiile, oricare ar fi ele, cu pretenții de spiritualitate, trebuie să înțelegem, nu că l-am amintit pe Osho, nu există formă de spiritualitate fără despătimire. Eu nu poți să spui să ai pretenția, tu Osho, să ai pretenția că propui un model spiritual câtă vreme se vede cu ochiul liber. Dacă ai un ochi cât de cât curat și de bun simț, că ești plin de patimi. Ești plin de... Între tine și orice drogat din oricare centru de dezintoxicare, nu e nicio deosebire, nicio diferență. Se vede cu ochiul liber că nu ești un om liber, că ești legat cu zeci de mii de lanțuri de materie și de poftele de valoare joasă, ca să nu că le disprețuim, nu, să ne înțelegem. Cum poți tu să pretinzi că ceea ce propui omenirii are valoare spirituală? Orice creștin înțelege lucrul acesta. Spiritualitatea începe după ce sunt potolite patimile. Spiritualitatea începe, orice formă de spiritualitate începe prin practicarea virtuților. Ori ceea ce propune Osho și poate și alte... Asta mi-a venit mie în minte, îmi cer scuze, nu știu, sper să nu deranjez pe nimeni. Este cel mult o spiritualitate... Da, este cel mult o spiritualitate. Sunt alții care povestesc în aceeași termen, nu? Aceeași mărie cu altă pălărie. Da, exact. Da. Dar lucrul ăsta trebuie înțeles, nu? Până la urmă vorbim despre principii. E absurd, este... Absurd. Să pretinzi că practici spiritualitate în, cum să spun eu, la pachet cu, nu, cu pornirile mai puțin oneste. Da. Bineînțeles, nu? Că și în creștinism toți avem căderi, nu? Dar e vorba despre principii. Vorbim despre principii. Să enunți că asta este spiritualitatea, este o mare greșeală. Spiritualitatea înseamnă acumulare de averi, sexualitate fără limite, control, hipnoză. Asta mi se pare o mare, cum să spunem, mare păcăleală, o mare înșelare. Dacă ar fi să dăm o definiție contemplației, contemplația, iată, vine de la latinescul contemplatio, care are aceeași rădăcină cu templum, nu? De unde avem noi templu sau biserică. Este foarte frumos. În contemplație îl aduci pe cel pe care îl iubești în templu, în biserică, la fel cum mirele își aduce mireasa înaintea lui Dumnezeu ca să mărturisească în fața poporului, nu, și în fața divinității cât de mult o iubește. Și mireasa la rândul ei să răspundă la această iubire declarată public și declarată în fața veșniciei, să răspundă cu aceeași dragoste. Contempla, deci în templu, asta înseamnă să contempli, să-ți aduci iubitul, iubita în templu, în biserică, în locul cel mai sfânt, în fața sfântului altar. Este, vedeți? Păi atunci cum să dai o contemplație că e arhaică sau nu știu, că nu mai e la modă pe meditație? Sau... Nu se poate, nu se poate, adică ar fi jignitor pentru... În limba greacă e termenul de teoria, care vine la verbul teoreo, care înseamnă a vedea cu ochii minții, a vedea dincolo de formă, a vedea adâncurile persoane, știți? A atinge, a pipăi
dincolo de formă. Într-un fel de cercetare tandră, să ne exprimăm așa. Și celălalt îți deschide porțile, să zic așa, templului. Până la urmă este și o întâlnire între temple. Spune Sfântul Apostol Pavel că suntem temple ale Duhului Sfânt. Fiecare om este un templu. Și ceea ce este mai curat din mine, ceea ce este mai frumos și mai se întâlnește cu ceea ce este mai curat în tine și se unesc, nu, cele două temple într-unul singur, îmbogățindu-se reciproc. Asta este frumusețea, nu? Contemplație. Vedeți, dacă e să mergem și pe o analiză etimologică, tot te duce undeva mai sus. Mai profund. Exact. Da. Da, acum din păcate și din păcate și practicile acestea au fost în engleză spune hijacked, adică furate efectiv, acaparate de anumiți impostori din Occident sau occidentalizați și denaturate și prezentate cu scopul, cum a spus Adineaur, de a domina, de a avea niște raporturi de forță, de a spăla mințile unui grup de oameni și de a-i ghida după propria dorință de putere. Acum, că mulți nici nu vor să vadă la începutul sau care era scopul inițial al meditației, că era cumva meditația în partea asta Asiei, de unde a apărut ea. Ea a fost cumva și mult transformat într-o practică toxică aici în Occident. Da, și asta e problema, că ne jucăm cu niște concepte și cu niște practici fără să le înțelegem cumva scopul. Că a medita în contextul cultural originar înseamnă a-ți asuma toată ideologia și tot ce presupune faptul că tu nu existi, faptul că tu practic ești o adunătură de elemente care după când vei muri se vor, adică, și trebuie să-ți asumi toate astea, adică să fii autentic dacă chiar vrei să fii, să practici astfel de lucruri, știți? Și oamenii, dacă ar vedea lucrurile cu totul, și aici intră și reîncarnarea și toate, care nu prea au sens, adică dacă le iei pe toate și le analizezi, vezi că nu prea au logică și sens, nu prea au coerență. Și au logică pentru un sistem al castelor. Vedeți, exact. Occidentalul exact. Vrea să mediteze, dar nu vrea să fie, adică ar trebui să accepte să te că este un paria, nu vrea să accepte că este în casta săracilor. Sau în sfârșit. Pentru sistemul lor social este esențială reîncarnarea, pentru ca fiecare să-și accepte gradul de nenorocire, ca să spun așa, care este. Exact. Sistemul castelor este, nu știu astăzi ce se întâmplă, dar în vechime presupunea că dacă te-ai născut sărac, mureai sărac. Dacă te-ai născut într-o castă, în casta respectivă mureai, iar casta celor privilegiați era extrem de restrânsă și... Păi și scopul acestor ideologii cu reîncarnarea, era ca masele din casta săracilor să rămână acolo. Asta era ideea, să-și asume și să muncească. Exact. Era o ideologie cu o implicație socială foarte puternică, de manipulare. Exact, pe când creștinismul vine, nu știu ce zice Iisus Hristos, nu vă mai numesc slugi, sunteți prietenii mei. Exact. Că sluga nu știe ce face stăpânul, dar eu v-am împărtășit, v-am spus toate cele pe care mi le-a arătat sau mi le-a descoperit Tatăl. Este mai sănătos să practici rugăciunea lui Iisus și să mergi la biserică, că te eliberează și devii liber și dacă ești sărac poți deveni bogat, poți să devii orice, adică dorești tu în viața asta, nu ești condiționat de o stare socială, versus a lua pe alese așa niște tehnici, niște concepte, idei, meditații, reîncarnare, pe care oricum nu le înțelegi și dacă vezi la sursa lor, de fapt, te avea cu totul și cu totul alt scop. Da, și poți să-ți defecteze mintea. Practica golirii minții, fără să pui nimic în schimb,
E foarte periculos. Asta era scopul. Asta era scopul, să ai mintea goală, să-ți asumi casta din care da. Faci parte. N-ai nicio idee despre nicio idee. Cu zâmbetul pe buze și asumat, fără să pui întrebări, fără să cercetezi, fără să... Nu, asta era scopul. Și să speri da. Într-o reîncarnare viitoare în care vei fi mai bogat. Așa, cred că în mare am acoperit subiectul. Vedem că, repet, Sfântul Apostol Pavel, oricât de virtuos era, oricât de... Poate că asta ar mai trebui adăugat. Contemplativul, că ați spus la începutul emisiunii, știți că foarte mulți dintre noi suntem contemplativi, suntem cu ochii pe, pereți sau pe gadgeturi. Contemplativul e perceput ca un fel de lene și nu este și episodul din Evanghelie cu Marta și Maria, Marta care trebăluia și este apostrofată oarecum de Mântuitorul, nu? Maria apreciată. Iată, îl avem pe Sfântul Apostol Pavel, reperul, nu, sau modelul contemplativului pe care îl folosește și Părintele Teonas în dialogul cu Părintele, cu Sfântul Ioan Casian, îl folosește biserica prin tradiție. Dar Sfântul Apostol Pavel spune că el lucra ziua și noaptea în ostenel și în trudă, ceea ce... Și spune chiar voi înșivă când se adresează tesalonicienilor, știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. Și mai departe spune că enunță un principiu, cine nu muncește, nici să nu mănânce. Toate acestea sunt ceea ce arată că Sfântul, deși îl iubește pe Dumnezeu, nu, și vrea să stea alături de El în contemplație, în egală măsură sau deopotrivă, îi iubește și pe oameni pentru care se ostenește, este atent la nevoile lor, la spirituale, emoționale sau chiar fiziologice și face tot ce stă în putință. De aceea apare un sfânt autentic, are această tensiune și aici apare suferința lui, nu, sau nemulțumirea lui. Că pe de o parte vrea să fie în contemplație cu Dumnezeu, pe de altă parte știe că cine nu iubește pe oameni, cum zice Sfântul Ioan Evanghelistul, dacă pe aproapele tău nu-L iubești și nu-I arăți că îl iubești pe Dumnezeu, și pe aproapele tău pe care îl vezi nu-L iubești, pe Dumnezeu pe care nu-L vezi, să spui că îl iubești este o minciună sfruntată. Așadar, tensiunea Sfântului autentic este să se împartă între oameni și Dumnezeu, între slujirea aproapelui și contemplarea lui Dumnezeu. Sfântul autentic nu are nimic în comun cu sfinții închipuiți care transpiră lene și se autoamăgesc, amăgindu-i și pe alții. Nu? Îl pomenisem pe Osho. El a fost perceput ca o mare personalitate fără să suflice mânicile și să transpire și să cară. El era transportat cu limuzina când lucrurile erau gata, pregătite. Își făcea apariția în publică și lua porția de adulație din partea discipolilor și dispărea discret. Exact. Un sfânt autentic își suflică mânecele ca să facă treabă. Sfântul Apostol Pavel servea la mese, împletea corturi, lucra și pentru nevoile lui și pentru nevoile celor care erau împreună cu el. A condamnat lenea și trăia în această tensiune permanentă. El spune la un moment dat, pentru mine viața este Hristos și moartea este un câștig. Dacă eu mă simt ca și cum aș fi strâns din două părți, doresc să mă despart de trup și să fiu împreună cu Hristos și aceasta e mult mai bine pentru mine, dar pentru voi și pentru dragostea pe care o am pentru voi, este mai de folos să zăbovesc în trup. Și am primit încredințare, spune, de la Dumnezeu pentru aceasta și știu că voi rămâne în trup și voi petrece împreună cu voi pentru sporirea voastră și pentru bucuria și întărirea credinței.
Vedeți, asta este sfânt, sfântul autentic. Da. Cam atât. Dacă sunt întrebări și... Da, da, da. Sunt două întrebări. Foarte interesant subiectul și mă bucur că ați avut abordarea asta în contrast cu meditația, ca să fie cât mai pe înțelesul tuturor în vremurile acestea interesante, aș putea spune. Iată o primă întrebare, tot legat de un concept așa care a apărut de ciunde. În Evanghelia lui Marcu este versetul: dar aș ședea de dreapta mea sau de stânga mea nu este al meu, da, ceea ce celor pentru care s-a pregătit. Întrebarea este, asta nu înseamnă că există predestinare? Există câteva exprimări în Sfânta Scriptură. Țin minte că le-am învățat când am făcut facultatea de teologie la Cluj. Aceasta este una dintre ele care ar putea fi interpretată ca fiind predestinare, dar predestinarea înseamnă faptul că chiar Sfântul Ioan Casian, uite, dacă tot vorbim despre el, a avut o dezbatere în contradictoriu cu fericitul Augustin. Pentru noi este fericitul Augustin și nu Sfântul Augustin, cum este pentru catolici. Teologia fericitului Augustin știm că a influențat foarte mult gândirea și teologia catolică, iar Sfântul Ioan Casian, repet, a avut-o chiar pe tema predestinării. Sfântul Ioan Casian a apărat și a explicat cu argumente teologice raportul dintre libertate și har. Și că harul nu este, de fapt, relația de iubire. Deci raportul dintre libertate și har, ca să înțelegem mai bine, este relația de iubire dintre om și Dumnezeu. Ori în iubire nu există constrângere, nu există siluire, nu există manipulare, nu există hipnoză, în sensul că cine altcineva te poartă, te posedă. Posesiunea există, hipnoza aduce la posesiune și este de natură demonică, pentru că doar demonul este cel care vrea să-ți întunece mintea, să-ți fure rațiunea, dreapta socoteală, dreapta judecată și să te manipuleze, să te poarte ca pe o păpușă unde îi este lui placul, unde binevoiește. Dumnezeu nu face lucrul acesta pentru că te iubește. Și atunci există raportul acesta dintre libertate și har, care exclude orice formă de predestinare. Pentru că, zice Sfântul Ioan Casian, predestinarea anulează valoarea libertății. Dacă anulăm valoarea libertății sau a liberului arbitru, ar însemna să transformăm toți oamenii în niște automate, nu? În niște roboți până la urmă, care au un program prestabilit, un soft acolo pus, și fiecare ajunge acolo unde a fost programat să ajungă și face ceea ce a fost programat să facă. Un alt context, nu, care ar putea să sugereze ideea de predestinare este pasajul sau episodul de la cina cea de taină cu Iuda, când îi spune Mântuitorul. Deci, ce ai de făcut sau ceea ce... Da. Dar spune Mântuitorul... Du-te și fă mai repede. Da, du-te și fă mai repede. Ceea ce, ca și cum ar fi trebuit, știi, el era programat să facă... Era condiționat, da. Sunt și chiar și unii teologi care încearcă să reabiliteze imaginea șifonată a lui Iuda, încercând să-l prezinte ca pe un mijloc al... Dacă nu exista Iuda, Mântuitorul n-ar fi fost răstignit, un mijloc al împlinirii planului divin. Deci el era un pion, de fapt, în acest proiect, mare proiect divin, dezbătut în veșnicie. Genul ăsta de teologi sunt cei care nu prea merg pe la slujbe, când prin octoihi pe acolo sunt profe întregi dedicate lui Iuda și lui căderii și vinderii și așa mai departe, în care se explică pe larg, adică nu are cum, n-ai cum să reabilitezi, efectiv. Da, teologia ortodoxă respectă raportul acesta dintre libertate și har. Îl avem pe Sfântul Ioan Casian, care despre întrupare este un tratat de teologie.
vorbește în detaliu. Odată au venit aici niște niște două pelerini catolici din Franța și le spuneam, zic, să știți că uite, Sfântul Ioan Casian la voi acolo, dar că a avut o dispută cu fericitul Augustin și că a ieșit învingător. Și ei mi-au spus, aia e normal, păi, dar voi sunteți ortodoxi și dai voștri sunt cei mai... Păi le zic, haideți, ia spuneți-mi, ați fi de acord că sunteți de acord cu predestinarea, să, libertatea voastră să nu aibă nicio pondere în destinul, nu? Sau în traseul destinal pe care sunteți angajați în această existență. Și au zis, Doamne ferește, cum, păi vedeți, sunteți de partea Sfântului Ioan Casian. Fericitul Augustin spunea că și protestantismul a luat. În protestantism există doar sola fide, sola scriptura. Trebuie doar să crezi și să crezi în scriptura. În rest, ba, ești mântuit. Mai mult. Faptele, unii, adică exprimarea libertății nu are nicio valoare. Ce fapte faci, cum faci... Ba, merg mai mult. Dacă din moment ce a ajuns la tine cuvântul lui Dumnezeu, ai fost ales din veșnicie să fii mântuit, ceea ce este o faptul că faci parte din gruparea respectivă e o garanție pentru mântuire, ceea ce intră în contradicție, iată, cu cuvintele Sfântului Apostol Pavel și cu textul Scripturii. În creștinism, dacă suntem atenți, există această incertitudine pozitivă, ca să o numim așa. Creștinul autentic nu are certitudini decât dogmatice. Adică Fecioara Maria a fost Fecioară și înainte și în timpul și după naștere. Dumnezeu este treime de persoană, Tată, Fiul și Duhul Sfânt. Unul, persoana Fiului, s-a întrupat din Fecioara Maria și așa mai departe. Ceea ce spunem în crez, alea sunt singurele noastre certitudini. Dar în ceea ce privește traseul nostru destinal, nu avem nicio certitudine și este contraproductiv, îmi permit să spun, să ai certitudini. Noi suntem ghidați de o incertitudine creatoare și creativă și stimulatoare. În momentul în care ai certitudini, zicea cineva, zice, este bărbatul meu. Nu? O soție zicea, ăsta e bărbatul meu. Asta sună a certitudine. Foarte frumos explica doamna. Zice, este o impostură și o manifestare de posesiune ingrată să faci această afirmație. Nimeni nu este al tău și nimic nu este al tău, ci îl dobândești clipă de clipă printr-un lucru, prin gesturi, prin, nu știu, frumoase prin care îl recucerești zi de zi. Nu este nimic definitiv și irevocabil al tău. Chiar dacă ai o patalama acolo și ai făcut cununia înaintea lui Dumnezeu. Și această, să zic așa, această construcție poate fi extinsă și la alte... Nu, fiecare lucru, fiecare om, fiecare sentiment, fiecare inimă se cucerește clipă de clipă, zi de zi. Nimic nu este al tău definitiv și irevocabil. Aceasta este gândirea ortodoxă, e o gândire ortodoxă. Am descoperit o gândire ortodoxă la doamna respectivă și m-a impresionat. Această incertitudine provocatoare, constructivă, creatoare, mobilizatoare, nu te lasă să dormi pe ureche, nu te lasă să dormi cu capul pe punga de bani. Și ca un mic asterix, dogmele nu au apărut la un moment dat ca niște reglementări absolute date a priori, ci ele au apărut de-a lungul timpului ca niște jaloane pe măsură ce apăreau fel și fel de derapaje de la drumul spre mântuire, spre dreapta credinței. Da? Și așa au apărut dogmele și canoanele, ca niște jaloane să păstrezi calea cea mai, dar nu sunt constrângătoare, adică nu te poate că v-am spus, din potrivă, gândirea dogmatică este o gândire care dezmărginește, gândirea eretică este gândirea care limitează. Da. Dacă spui că Dumnezeu este doar Dumnezeu și atât, nu este treime de persoane, îți dau un exemplu. Asta înseamnă să excluzi
posibilitatea existenței iubirii dintr-un început în ființa dumnezeiască, pentru că n-ar fi avut pe cine să iubească. Dacă se iubea pe sine, înseamnă că l-acuzăm pe Dumnezeu de narcisism, nu? Și de egocentrism și egolatrie. Și dacă totuși n-avea pe cine să iubească, înseamnă că creația apare ca o necesitate și atunci Dumnezeu este condiționat de creație ca să aibă pe cine iubi sau asupra căreia să-și manifeste iubirea și dăm în alte limitări. Exact. Deci gândirea eretică este o gândire care limitează, gândirea dogmatică este o gândire care dezmărginește. Doar cei care nu au citit scrierile Sfinților Părinți, în special pe Sfântul Maxim Mărturisitorul, el explică și în ce măsură gândirea aceasta dogmatică salvează toate limitările minții umane. De altfel, gândirea dogmatică este o gândire paradoxală. Din punct de vedere rațional, logic, nu poți să... Și tocmai în aceasta stă dezmărginirea ei. Da. Înțelegeți? Și, de aceea e frumoasă teologia. Da, de aceea e frumoasă teologia. Restul limitează. Toate curentele eretice n-au făcut altceva decât să limiteze omul și potențele dezvoltării sau, cum să spun, creșterii sale spirituale. Da. În sfârșit, am cam ieșit din subiect. Da. Eu zic că dar frumos, a fost frumos. Mulțumim de suflet pentru prezentare, da, și pentru foarte frumoasele informații pe care le-ați dăruit. Înainte să ne dați un ultim îndemn de încheiere, le mulțumesc tuturor că ați fost alături de noi la această sâmbătă seară foarte frumoasă. Nu uitați să vă abonați, să dați un like, să distribuiți live-ul. Țineți aproape, cu ajutorul Dumnezeu ne vedem mâine seară. Mâine mergeți la Sfânta Liturghie și toate cele bune. Părinte, vă rugăm un ultim îndemn duhovnicesc pentru această seară. Îndemnul meu este să apreciem contemplația și să disprețuim meditația și concentrarea în sensul pe care l-am explicat adineauri, adică să considerăm contemplația ca o valoare superioară meditației și concentrării. Or fi având și celelalte două valoare a lor, dar contemplația este net superioară și cred că v-am convins. Mulțumesc mult! Da. Mulțumim de suflet! Da. Sărut dreapta, noapte liniștită!